O soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Buiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, este de la frații baptiști, dar și ei cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri primare. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: I se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscând în puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci, ce cuvânt o fi asta? Noi, în zilul sora Dobrei, vedenia. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu s-a mers la București, tatălui păstor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche, din 1800 și nu știu cât, ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30, așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile, tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-am dus și m-am rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela îi spunea Izabela. Așa arăta, îmbrăcată cu Izabela. Și avea probleme cu păstorul, adică cu soțul femeii care e mama celor doi copii despre care s-a vorbit. Aoleu, zic, adică cu păstorul. Păstorul. Și zic, toată biserica îi spunea Izabela. Zic, femeia asta a făcut ceva. M-am pus înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul a zis, pregătește vase și du-te. Zic, eu cu de-astea, întâlniri de felul ăsta, aveam așa emoții foarte mari și l-am sunat pe frate Mitrea, îl știe și fratele Doru, un om al lui Dumnezeu, care m-a inițiat puțin în lucrarea asta de liberare, și un frate Nelu Scrop, că e și pe la cunoaște fratele Doru, un vas de lucru din Hunedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis. Eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam. Cărți peste toate. Dar aici sus, pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și o găsit un fir de păr. Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu le-am spus, numai că mesele nu știu în casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tineri cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta? Da, ridicați puțin masa. Și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreapta muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut asta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe el. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta unde sunt numai cărți și nu există geam? Ăștia erau de-a dreptul. Zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici nu a fost greu, am întins doar mâna,
Și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțele roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, dați-o fac. Și am făcut exact ca în vis. Și din ea a căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-l la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce se întâmplă? Și zic, vreau să vă întreb ceva. Cine intra la voi în casă și vă aducea niște dulciuri? Și venea cu ciocolăți, cu cadouri, îi se spunea Izabela și aducea intervenit mama copilului. Nu numai că îi se spunea Izabela, era amanta soțului meu. 14 ani eu trebuie să zâmbesc în biserică, binevoitoare la toți frații, și soțul meu toate concediile și le făcea cu asta. Ea voia să ne omoare pe noi, pe toți, să și pe mine așa să mă otrăvească și pe copii să-mi omoare. Eram șocat de ce puteam să aud, că femeia asta vrea să ucidă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți-bucăți, o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta, 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 asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedere așa un înger, m-a dat cu sabia și a tăiat inima în două. Asta va fi moartea, îi va crăpa inima în două. Își erau de adeptă speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice, să mai vin, mai domnim aici, domniți liniștit că Duhul ăla nu mai vine. S-a terminat cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh, Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta, unde veți voi. Și m-am interesat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește viața. Și ai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi duh de ascultare. Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce treziri au făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică oameni care ascultă.